Bună ziua! Bine ați venit la acest atelier de muzică folk. După cum spuneam că unii dintre ei chiar le este binevenit acest atelier pentru faptul că se participă la concursul organizat de Casa de Cultură, respectiv seara de mai. Și noi suntem grupul vocal instrumental Trupa Duri. O să vă încântăm cu o melodie foarte cunoscută din repertoriul trupei formației Phoenix. Este vorba de Andri Popa. Probabil că toată lumea știe această melodie și la un moment dat la refren putem să frezenăm împreună. Gata, dragilor? Suntem gata? Gata! 3, 2, 1 și... Thank you.
mulți cei care au venit astăzi la atelierul de folk. De la stânga mea, pe dreapta, o să spun pe fiecare în parte și ridicați mâna, da? Poți să te duci cu camera, așa. Da. Teodora. Diana. Mihnea. Bine! Cel mare, cel mare. Mihnea cel mare. Mai e un băiat tot Mihnea, dar mai mic. Maria. Ana Maria. Robert. Bine! Sara cu X. Și tatăl ei, care și el mai... ...copchetează cu chitara, respectiv Marius. Nu chide. O să mai dai o dată cadrul acolo, așa, între Teodora. O să mai zic o dată numele vostru pentru alt motiv. Și anume, cei care, pe care o să-i numesc acum, sunt o parte din ei care vor participa la concursul în seara de mai, care se va desfășura săptămâna viitoare, vineri pe 26 mai, în curtea grădiniței după strada Oituz, în piața Poligon, undeva aici este, chiar în zona asta. Este biblioteca, este strada Oituz și pe colț era o grădiniță. Undeva în curtea acelei foste grădinițe, acolo se face. Și este vorba de Teodora, o să fie ca și concurentă, Diana, Robert și Xara. Ei vor fi concurenți. Iar Mihnea, Maria și cu Rareș, un coleg de-al lor, sunt cei care fac parte din trupa Sirius. Am observat acum când cântam că, virgulă, chiar au un tricou cu numele trupei lor. Sirius. Da, mă gândesc foarte mult că v-a gândit la o chestie de asta. Și ei vor cânta în recital, adică însemnând recital pentru faptul că au câștigat, anul trecut au câștigat marele trofeu. Respectiv o chitară electroacustică care chiar aceea este. Aceea este chitara care au câștigat-o la concursul seara de mai. Da. O să îi invit pe cei de la trupa Sirius, care vor cânta și în recitalul concursului organizat de Casa de Cultură și respectiv Proilavia. Este vorba de trupa Sirius, doar că sunt într-un grup mai restrâns, fără, n-au un component în trupă astăzi, având un alt eveniment în altă parte. Este vorba de Maria Marchidano. Și Mihnea Popoacă, care o să vă încânte cu câteva melodii și pe care îi rog să le prezinte melodiile pentru fiecare în parte. Succes! Mulțumim frumos! Prima melodie se cheamă Am un pitic, din repertoriul Alinei Manole. Am un pitic și vreau fericit, cred că trebuie doi, să stea amândoi și să toace mărunt. Dacă ne un ce mai face, mai zic. Am un pitic și vreau fericit, cred că trebuie doi, amândoi și să toace mărunt, de o bucată de ce mai face mântic. Pisicul meu s-a în bucătărie pe o felie, din tine e veren de poartă pălării, și o să aibă un cline. Pisicul meu are nasul mort, și spune pume de acolo mă dă. Fiecărui voinic care vrea să-mi fie amic. Am un pitic și vreau fericit, cred că trebuie doi,
ce mă rog, de un ce mai fac, ce mai zic. Am pitic și vreau fericit, că trebuie dori să te-am dori și să face mă rog, de un cată de un. Aveți vreun pitic? Sau mai mult? Am un pitic și vreau fericit, cred că trebuie doi să te-am îndoi și să face mă rog, o bucată de un ce mai fac, ce mai zic. Am un pitic și vreau fericit, cred că trebuie doi să te-am îndoi și să face mă rog, o bucată de un. Aceea cu, dacă aveți mai mulți pitici, trebuie să spuneți, o, Doamne, da! Deci continuă-i treaba aia, da? La concurs. Deci, avem mai mulți pitici. Deci, o, Doamne, da! În continuare, o piesă din repertoriul internațional al trupei Creedence Clearwater Revival. Sperăm că nu o să... Nu o să se îndeplinească versul acestei melodii, pentru că melodia se cheamă Have You Ever Seen the Rain? Some time.
Voiam să mai zic că acum câțiva ani, mulți buni în urmă, Maria, când a venit la chitară, Maria, la mine a făcut prima dată chitară. Nu exagerez, dar cred că era cam așa. Nu? Cam cum este Sara acum. Cam cum este Sara. Cam așa era. Atât era. După care, în anul 2 n-a venit, că a plecat în Franța. Nu? După 2 ani a venit și a revenit. Am făcut anul 2. După care, anul 3, a preferat să facă cu domnul Cristi Piron. Da? A fost de bun augur, oricum. Ultima melodie. Hai spune, da. Ultima melodie, tot din repertoriul românesc al trupei Moschito. Și dacă o știți, vă invităm să
Acum o să o invit pe Xara Bârlă, care la rândul ei va fi concurentă la concursul seara de mai. Și ea ne va prezenta cele două melodii care le va cânta acolo. Prima se numește Mama de Emi și a doua se numește Rita de Pensei. Thank you.
Bravo! Teodora Amărioarei ne va încânta, ea la fel, făcând parte din concurenții care vor va participa la concursul seara de mai, din 26 mai 2023 la Casa de Cultură, respectiv cred eu că va fi în curtea fostei grădinițe din Păstrada Oitus, undeva în zona asta, dar în piața Poligon, dacă îl căutați pe Google pe hărți, sigur găsiți locația. Și, după cum spuneam, ea va fi la fel concurentă și ne va cânta două melodii, cele care le va cânta și la concurs. Își va prezenta numele melodiilor. Prima melodie este Noi Doi din repertoriul Ani Odagiu. Pentru parfumul de tutun și cafea, pentru sunetul șoaptelor de catifea, pentru mâinile tale perfecte, jobul drept de la ureche.
Chiar luminat și soarele, ai văzut? A ținut cu tine. Pauze. Și acum o să-l invit pe Robert Stoian, care și el la rândul lui va fi să fie concurent la concursul seara de mai și ne va prezenta chiar el melodiile care le va cânta. Să-l aplaudăm! Prima melodie se numește Poveste de la Ștefan Bănică Junior și a doua melodie se numește Dintr-o cafea din repertoriul lui Mircea Vintilă. Doua piesă se numește Dintr-o cafea din repertoriul lui Mircea Vintilă.
Am plăcerea de a o invita pe domnișoara Diana Mușat, care la rândul ei va participa la concursul seara de mai. Și după cum știți, de la bun început am zis că va fi un atelier de muzică folk. Trebuia să vină mai mulți copii dintre cei de la chitară, doar că unii dintre ei au avut pe ultima 100 de metri, au anunțat că nu pot veni din mai multe motive. Iar Diana ne va prezenta chiar și melodiile care le va cânta pe fiecare în parte. Succes! Dacă ai să treci, voi ști să te adun. Și fiecare toamnă nu voi rugini sub frunza teiului de peste drum. Am închis în palmă pui de rândunele, le-am simțit bătaia inimii închin. Am închis în brațe dragostele mele, cântă pluma pentru totdeauna. Vremea care zboară n-am putut să țin. Drumul meu adună atâtea amintiri. Dacă ai să treci, voi ști să te adun. Și fiecare toamnă nu voi rugini sub frunza teiului de păstrat în suflet gânduri, vorbe, glume, zâmbetul ce iartă, plânsetul hain. Am păstrat în minte fețe fără nume, una câte una pentru totdeauna. Vremea însă n-am putut să țin. În drumul meu adun atâtea amintiri. Dacă ai să treci, voi ști să te adun. Fiecare toamnă nu voi rugini sub frunza teiului de peste drum. La 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 la. Se numește Pentru Tine de Paul Arman. See
Așa locuită ce aș lua și lecții de zâmbit, aș fi un pic îndrăgostit. Melancolia așa o afară, neapărat până cadru, respectiv atelierul de muzică folk. Și o să vă cânt două melodii sau doar trei? Ce vreau? Da? Fie trei. Bine. Prima melodie o să încep cu Piața Romană, numărul 9. Mai ales că unii dintre noi îl cunoaște pe domnul Nicu Avifantes și apreciază muzica dânsului. Inclusiv și eu. Deci, Piața Romană, numărul 9. Desene frumoase stau pe pereți și am și-o pisică, un nou vieț, e menunt plecată,
e adevărat. Și acasă când stă, stă mai mult sub pat. Ușa e veche, broasca nouă, piața romană, numărul 9. Ușa e veche, broasca nouă, piața romană, numărul 9. Într-un colț o chitară de sigur și un ceas ce se căsește să bată. Afară de vânt, ferestele sunt tăiate din aceeași bucată. E destul de mică camera mea, dar ca toți prietenii mei în ea, stau în picioare, s-așează pe jos, în rest sunt cuvinți și vorbesc frumos. Așa că când o sus, dacă plouă, piața romană, numărul 9. Așa că vin-o sus, dacă plouă, piața romană, numărul 9. Așa că vin-o sus, dacă plouă, piața romană, numărul 9. Așa că vin-o sus, dacă plouă, piața romană, numărul 9. Ce se găsește să bată afară de vânt, ferestrele sunt tăiate din aceeași bucată. E destul de mică camera mea, dar ca toți prietenii mei în ea, stau în picioare, s-așează pe jos, care sunt puliți și vorbesc frumos. Așa că vin-o sus dacă plouă, piața romană, numărul 9. Așa că vin-o sus dacă plouă, piața romană, numărul 9. Ușa e veche, broasca e nouă, piața romană, numărul 9. Așa că vin-o sus dacă plouă, piața romană, numărul 9. Așa că vin-o sus dacă plouă, piața romană, numărul 9. Așa că vin-o sus dacă plouă, piața romană, numărul 9. Numărul 9, sau poate 10. Oh, super! Am să cânt o melodie din repertoriul trupei Poesis. E posibil unii dintre voi să o știți, dar cel mai sigur cei mai în vârstă cred că va fi să știe un pic melodia. Este o piesă care mie mi-a plăcut foarte mult. Am îndrăgit-o foarte mult chiar și, sincer să spun, mi-a luat ceva timp ca să pot să o învăț. Dar am învățat. Am uitat de mult cum arăți. Poate ochii ți-erau albăstrit, părul aprins ca pădurile toamna, mâinile mici și viorii, mâinile mici și viorii. Am uitat de mult cum vorbești, dar parcă aveai glasul scăzut.
am prins o povioară. Dacă ai murit, dacă trăiești, doar o ciudă smintită mă zbuciumă, crești din zăpezi și mă dansă. Crești din zăpezi și mă dansă. Melodia aceasta? Da. Nu e pe versul lui Zaharia Stancu? Cred că da. Cineva de aici știe melodia aceasta pe care o cânt eu acum sau va urma să o cânt. Dar oricum ar fi, suntem între noi. O să vă dați seama după refren. Sunt nopți și zile pe pământ, când nu mai e nimic sfânt și omul trage în joc. Nebunii pleacă din spital și intră în câmpul social și îl ucid pe Dumnezeu. Nebunii urcă în vârf de tot, comandă lumea idiot, declară zi
suntem pe mâna unor mari nebuni. Suntem pe mâna unor nebuni, suntem pe mâna unor nebuni, suntem pe mâna unor mari nebuni. Nebunii fac în lume foc, în oameni nu mai cred deloc, ca în relicve care au fost. Zoologia e la preț, stau geniile în coteț, iar Shakespeare li se pare un prost. Nu mai există nici valori, nu se mai nasc nemuritori, bani și atâta tot. Să fim mai mulți în carnaval, maimuța n-are ideal, maimuța are numai bot. Suntem pe mâna unor nebuni, suntem pe mâna unor nebuni, suntem pe mâna unor mari nebuni. Suntem pe mâna unor nebuni, suntem pe mâna unor nebuni, suntem pe mâna unor mari nebuni. Sunt puse țările la zid, democrația e un vid, sub echilibru purul sfânt. Se aruncă în lume maladii, popoarele s-a sprelălit, că-s prea mult oameni pe pământ. Și totuși ne-am un omenesc, contrar a celor ce pântesc, va ridica pământul cer. Din piatră ne vom lua o vărs și vom lansa cumplit un vărs din ochii orb ai lui Homer. Suntem pe mâna unor nebuni, suntem pe mâna unor nebuni, suntem pe mâna unor mari nebuni. Suntem pe mâna unor nebuni, suntem pe mâna unor nebuni, suntem pe mâna unor mari nebuni. Încă o dată! Suntem pe mâna unor nebuni, suntem pe mâna unor nebuni, suntem pe mâna unor mari nebuni. Suntem pe mâna unor nebuni, suntem pe mâna unor nebuni, suntem pe mâna unor mari nebuni. Suntem pe mâna unor mari nebuni. Așa? Și acum am o dedicație specială pentru cineva de aici. De fapt, nu numai pentru cineva de aici. La general vorbim. Toți suntem cineva de profesor, se pune. Dar să nu plângeți. Că vă fac să râd după aceea. Păi foaie verde propuscatul, plânge Ardealul și Banatul. Băi, balie, plânge Ardealul și Banatul, Moldova și tot regatul. Băi, balie,
Giurgiu până nu. Varsă țara la crin grele, că urim pământ cu ele, departe, n-am ce face. Sunt departe, n-am ce face. Mă gândesc și scap pe ace. Băi, bate. Stau și plâng ca uiele, ca să ne ajute n-am cu ce. Păi să-mi ajute, n-am cum cere, să-mi ajute, n-am cum cere, băi, frate, și mă gândesc la țara mea, și mă gândesc la țara mea, și mă gândesc la țara mea, mi-am pierdut și liniștea, mă. Frate, am și bani, am și muiere, dar am pe limbă gust de fiere. Păi am și bani, am și de toate, dar nu mă simt în libertate, bă. Păi noi românii suntem mândri, noi românii suntem mândri, băi, frate. Ne fălim cu orice ce, dar de fapt n-avem cu ce. Păi ce-am făcut cu viața noastră, am dat totul pe fereastră, băi, băi, frate, băi. Și aici să fiți atenți. Și ne fălim, nu vindem țara, și ne fălim, nu vindem țara, băi. Dar sunt sute de haini, carne o vând pe bani străini. Iar românii-s milioane, iar românii-s milioane, stau și plâng și mor de foame, băi. Băi, tată, băi. Promis că vă înveselesc un pic. Din prea mult? Sau prea puțin, nu? Aș mai avea un strop de... și o ceașcă de cafea? Din prea mult sau prea puțin, aș mai bea un strop de vin și o ceașcă de cafea, ori mai bună, ori mai rea. Din prea mult sau prea, aș mai bea un strop de vin și o ceașcă de cafea, ori mai bună, ori mai rea. Și apoi ce-o mai fi, o mai vedea.
seara cu trăsura, dar mai simt în piept asura dorului prea dor de ochii tăi. Nu ascunde gura lumii, chiar dacă insistă unii, dar mi-e dor prea dor de ochii tăi. Hai și voi! Din prea mult sau prea puțin, aș mai da un strop de vin și o ceașcă de cafea, ori mai bună, ori mai rea. Și-apoi ce-o mai fi, vom mai vedea. Nu merg seara de-ncă la șosea, nici nu port costumul de catifea. Mai găsesc un bag mai vere, de benzină sau de bere, dar mi-e dor, mi-a dor de ochii tăi. Nu ascult de gura lumii, chiar dacă insistă unii, dar mi-e dor, mi-a dor de ochii tăi. Din prea mult sau prea puțin, aș mai vrea un scop de vin. A venit reflectorul! O ceașcă de cafea, ori mai bună, ori mai rea. Și-apoi ce-o mai fi, o mai vedea. Dacă am pe frunte semnul meu și dacă mai cred în Dumnezeu, e pentru că în fața morții sau a vieții sau a sorții face dor de ochii tăi. Nu ascunde gura lumii, chiar dacă insistă unii, dar mi-e dor prea dor de ochii tăi. Din prea mult sau prea puțin, aș mai vrea un strop de vin și o ceașcă de cafea, ori mai bună, ori mai rea. Din prea mult sau prea puțin, aș mai bea un scop de vin și o ceașcă de cafea, ori mai bună, ori mai rea. Și-apoi ce-o mai fi, o mai vedea. Să vă rămână una melodie în cap, adică măcar să fredonați când o să plecați de aici așa pe alee, sau dacă mai rămâneți, mai rămâneți, dar când o să plecați așa, să fredonați refrenul. Așa se întâmplă la spectacole, nu? Plecați și rămâneți cu ultima melodie în cap, nu? O să vă dați seama de pe refren. Prea multe păsări cardinale, trei iluzii se rotesc, contaminând cu ascensoare viserul nostru pământesc. Îmbătrânind de fericire într-o mansardă fără flori, sunt păpuși fără adresă pentru sărbările din zori. E frumos, e prea frumos, tatile în suflet. E târziu, e prea târziu, la mine curând, împărtășind,
împărtășim aceeași taină, dar nu se știe, nu se știe până când. Visăm frumos aceeași moară, ascunsă în tragicul bufon, și măcinăm aceleași lacrimi, îmi dau părinții în telefon. Suntem luciți până la sânge, ne despărțiți până la cer. Și tot mai vinovate păsări, la ureșa coadă norocor. Spruntea mea se face noapte, în ochii tăi se face zi. Și renunțăm să mai cunoaște stele n-ar putea păzi. E frumos, e prea frumos la tine-n suflet, e târziu, e prea târziu la mine-n gând. Împărtășim, împărtășim aceeași taină, dar nu se știe, nu se știe până când. Și voi! E frumos, e prea frumos la tine-n suflet, e târziu, e prea târziu la mine-n gând. Împărtășim, împărtășim aceeași taină, dar nu se știe, nu se știe până când. E frumos, e prea frumos la tine-n suflet, e târziu, e prea târziu la mine-n gând. Împărtășim aceeași taină, dar nu se știe, nu se știe până când. E frumos, e prea frumos la tine-n suflet, e târziu, e prea târziu la mine-n gând. Împărtășim, împărtășim aceeași taină, dar nu se știe, nu se știe până când. E frumos, e prea frumos la tine-n suflet, e târziu, e prea târziu la mine-n gând. Împărtășim aceeași taină, dar nu se știe, nu se știe până când. Acest atelier de muzică folk, din data de 20 mai 2023, se va încheia cu aceeași melodie pe care am cântat-o și la început. Se numește Andri Popa, din repertoriul trupei Phoenix. La refren poate cântăm împreună, nu? Ok. Gata, dragilor? Nu începem, nu înainte de a mai spune încă o dată cei care sunt în fața noastră și ne încântă cu această melodie frumoasă și cunoscută.
din ce a mai rămas, din că au fost puțin mai mulți la un moment dat, dar au avut mici probleme și au trebuit să plece. O să încep de acolo. Mihnea, Teodora, Diana, Ana Maria, Maria și respectiv Robert. Împreună cu semnatul. Mulțumim frumos pentru că ați fost alături de noi și vă mai așteptăm și la alte evenimente, dar vreau să-ți mai specific încă ceva. Vinerea ce urmează, însemnând 26 mai, orele 18, în curtea fostei grădinițe după strada Oitus, undeva în piața Poligon acolo, se va desfășura concursul de muzică folk seara de mai, unde vor participa și copiii de la mine și respectiv și trupa care a luat trofeul, marele trofeu de anul trecut, dar și copiii de la Casa de Cultură, de acolo, a colegului meu. Vă așteptăm și atunci. Gata? 3, 2, 1 și... Mulțumim, mulțumim.